Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Haideți să vedem pentru dragii mei nativi din Zodia Vărsător ce mesaje avem de la persoana noastră dragă pentru dumneavoastră și vom extrage 6 mesaje de la persoana noastră dragă pentru dumneavoastră. Un sfat de la cardurile Puterea Gândului. Și un sfat de la cardurile de înțelepciune. Și haideți să începem cu mesajele de la persoana noastră dragă, pentru noastră. Mă întreb uneori dacă îți pasă de mine. Deci trebuie să exprimați mai clar sentimentele față de această persoană. Știu că există, mă scuzați, un motiv pentru care ne-am întâlnit. Încerc să închid un capitol dureros din viața mea. Deci dacă a avut o relație care a făcut-o nefericită pe această persoană, vă roagă să o înțelegeți, să aveți răbdare cu dânsa pentru a închide acest capitol dureros și pentru a se vindeca. Vreau să fim doar prieteni, momentan, vă cer să fiți alături de dânsa pentru a se vindeca mai repede, să fiți prieteni, dar pe viitor, dacă și dumneavoastră țineți la această persoană, se pare că își va dori mai mult decât prietenia, ai răbdare pentru a închide acest capitol dureros, vă cer să aveți răbdare. Te rog să mă ierți, poate pentru că nu v-a acordat timpul și atenția pe care le meritați. Haideți să vedem sfatul de la cardul Puterea Gândului. Mă iubesc și mă aprob. Apreciez tot ceea ce fac. Sunt îndeajuns de bună așa cum sunt. Spun ce am de spus, cer ceea ce vreau, îmi revendic puterea. Foarte bine faceți, pentru că și nevoile dumneavoastră sunt importante și trebuie să vă concentrați și pe propria persoană, să vă iubiți și să vă acceptați așa cum sunteți, cu calități și cu defecte, pentru că nimeni nu e perfect. Și mesajul de la cardul de înțelepciune. Respir conștient și profund și mă eliberez de orice împotrivire de a mă vindeca. Sunt gata să mă eliberez de nevoia de a avea această stare. Desigur, gândiți pozitiv, încercați să vă relaxați, să vă detașați de problemele zilnice. Eventual să ieșiți în natură pentru a putea să vă vindecați sufletul și să vă eliberați de orice negativitate. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag pe viitor. La revedere!